A României, în componența David Popovici, Vlad Stancu, Ștefan Cosma și Patrick Dinu, a adus prima medalie de aur delegației noastre la campionatele europene de not pentru juniori în finala de 4 ori 100 metri liber. Sportivul Patrick Dinu, care a notat în ultimul schimb, este legitimat la farul Constanța, care a fost format de medaliatul olimpic Răzvan Dorea la Atena Sport Club. Finala probei de 200 de metri liber, în care va concura și David Popovici, are loc astăzi de la ora 17:07, iar la 50 de metri spate fete, Rebecca Diaconescu va evolua în finală tot astăzi de la ora 17:14, ambele finale fiind în direct la TV1. Cadrul campionatului național de gimnastică pentru junioare 1, desfășurat la Constanța, echipa Farul CSS 1 a devenit campioană națională, cea mai valoroasă sportivă fiind Sabrina Voina. Antrenoara gimnastei este mama sa, Camelia Voina, vicecampioană olimpică, fericită pentru rezultat. A semnat mult pentru noi, o experiență pentru viitor și pentru ceea ce ne-am propus să realizăm. Anul ăsta mai avem cote și campionatul european, care este foarte important pentru următoarea etapă. Și să ne țină Dumnezeu sănătoși, cu putere de muncă, cu aceeași dăruire și să ajungem acolo unde gimnastica a fost cândva. Este o experiență în plus, este într-un mare progres și mai sunt multe lucruri de pus la punct, dar din ce în ce este mult mai bine. Antrenora de gimnastică de la Farul, Camelia Voina. Simona Halep, în vârstă de 30 de ani, numărul 18 mondial.